Domnul Radu, cum ziceați? Le-ați făcut electrică mașina? Am îmbătrânit. Am înțeles. Am schimbat prefixul și am ajuns la 50 și acum deja... Am înțeles. Acum, din ce în ce mai greu. Acum toată forța vine prin butoane sau cum? N-ai ce face. Numai altceva să ridicăm mai. Am înțeles. Nu, no, hai să-l dăm jos. Domnul Radu. Da, domnul. Ăsta, pac, pe toate colțurile se uită, fii atent numai. Cam așa facem și noi când ieșim prin oraș, tot așa ne uităm. Da, da. Bine zic. Da, da. Și rămânem numai cu uitatul. Ce e de data asta? Tura asta, săracul... Da. Domnul Radu. Ura, frumos. Frumos. Da, domnul. Să fie sănătos. Ce-am vrut să vă întreb, domnul Radu? Aici Hector, așa-i? Ăsta e Hector, da. Deci Hector? A înghicit că ați fost cu negru. Nici... Da, da. Dar n-am știut eu că cum face calul și cum nechează după aia. Mi-am dat și eu cu cala... Cu părerea. Cu... Da. Hai, da, hai. Un armăsar foarte, foarte frumos. Așa, domnul Radu, câți armăsari aveți? Trei? Trei. Trei și aveți și un mânz, așa, de un an? L-am dat ăla. Ați dat mânzul negru? Mânzul de la apă. Negru plecat la domnul Tomuță, de la Cil. La, aha, stai băiete, că omul ăla... Da, da. Omul ăla... Era prea mult. Aia, da, omul ăla, o știuți că l-a luat de la dumneavoastră, să știți. O știuți, să aibă noroc de el. Așa. Foarte, foarte frumos. Noi acum stăteam cu domnul Cristi, ne-ați văzut, vă mulțumesc că ați dat jos armăsarul să-l vedem. Mulțumesc. Fii atent, sunt oameni care chiar apreciază și se bucură să mai prindă, să mai vadă câte imagine de prin România cu oameni buni, cu cai buni. Uitați aici imagine, fii atent numai. Ce privire, nu? Aia. Da, copile. No. No, cam așa e când te uiți și vezi blondele pe deal. Numai te uiți la ele. Da, da. Ele dansează din buric, știți cum zic? Nici nu-l bagă în seamă, ia uite. Păi nu-l bagă în seamă că smechere blondele noastre de pe deal, că zice, bă, ce avem și noi bărbații noștri. Am o să hodinez bărbații noștri, zic ele. Da. Domnul Radu, ați ieșit la o montă? Zic, ați ieșit la o montă aici la... Cum îi zice? La Mierța. La Mierța. Un loc foarte fain, un loc liniștit. Din păcate și acolo sunt foarte puțini, mai sunt foarte puțini fermieri. Nu știu câte de-a pe mai sunt și acolo, că astea trei am montat eu acolo, dar pe nu știu cine mai are, habar n-a. Nu mai au. Ce? Ia uite-te-le. Unde v-ați gândit să mai duceți armăsarii, mă refer expoziție și târguri? Băi, nu știu, probabil la Moldova mă duc cu Stradivarius. Acum am 21. Posibil să-l vând, că-s prea mulți deja pentru mine. Dar e frumos Stradivarius. Da. E frumos. O să rămân posibil numai cu Hectorul. Și Surul? L-ați dat? Nu l-ați dat. Da. Nu l-am dat încă, da. Probabil că da. Și mai iau niceva iepe și... Și o să țineți, o să mergeți pe iepe. E mult de umblat, așa-i?
Foarte, foarte mult și vezi că e scump pe tăi, acum nu prea mai merită să... S-o scumpi motorina? S-o scumpi motorina și... Și nu prea merită acum montatorii? Nu prea. Am înțeles. Nu prea, că omul dacă îi zici că îi cer 7 milioane, face strângă din asta. Da, dar el vede că doar și la el s-o scumpi, nu numai nouă sau... Nu? Cum? Zic că el vede acum totuși... Ar trebui să înțeleagă fiecare, că vede cât e motorina acum și că se cheltuie, nu? Da. Da. Zicea cineva la început că el nu e afectat de pandemie. Nu? Nu. El tăie de 50 de lei bagi motorina. Până ajuns să bagi numai un litru cu 50 de lei. Un litru 200, cele 200 ele să le bea. Da, da, da. Aia care o vând. M-a auzit? Sau aia care iau acizele. Da. Aia ce da. Iau acizele. Să se spele cu ea pe dinți. Să da, le lucească da. Dinții când, când rânjesc. Că trebuie să-l potcoviți pe față. Că... Cu ce potcovar potcoviți? Eu am un potcovar maghiar, Loci îl cheamă. Așa? Și de unde vine? Din Domoș, lângă Huedin. Așa? O termina facultatea de veterinar și el, dar numai cai sport îi plac lui. Păi aia mai ușor cu ridicatul la picioare. Acum am terminat, trebuie să mai am ceva la caladău ăla, că nu mai ține nimeni de ei, că nu-ți mai ține nimeni de caladău. Nu, lăsați-l acum, lăsați-l, gata. Nu, lăsați-l. Lăsați-l că v-a prins. Nu, domnul Radu. Nu, fain să fac. Fain, nu, lasă-l acum. Lasă-l așa să-l vedem. Cred că prinsă ceva muscă, ceva. Stai să vedem acum cum se scutură, că-s curios. Frumos, da. Scuturești. Tata, ăla-i tati, bravo. Nu, no. No, domnul Radu, cum v-a prins în flagrat? Nu puteți băga mai repede sus. Mai trebuie să-l mai duceți undeva la montă, acum azi? Îmi pare, a? Îl mai duceți undeva la montă azi? La o probă mă duc la mese și întâta e acolo pe sălaj, dar cred că puteam merge și pe aici, a? Dar... Nu mă pe la Zalău, dar mă duc pe aici până vânători. Da, da, da. Duc acolo și gata pe asta. Aha. Bun, nu? Hai că-l bag în lontră, mă. Domnul Radu, vă mulțumesc tare frumos. Asta să fie cel mai mare incident. Da, cu caii. Fiecare își fac plăcerile cum cred, nu? Da. Și oamenii și animalele. Da. Aveți un armăsar foarte frumos, aveți toți armăsarii vis foarte frumoși. Mă bucur tare mult că v-am prins cu Hector pe prin da. România și mă bucur că sunteți sănătos și să ne vedem cu bine la următoarele expoziții de cai. Da. O să fie în data de 4, din câte am înțeles, va fi la Medeșu Aurit, expoziție cu tracțiune și frumusețe. În data de 11 iunie o să fie la Gilău, la noi, la Cluj. Da. În data de 21 va fi undeva la Bucovina, la Marginea. Deci să, lumea se poate duce liniștită. Da, or să fie expoziții puternice, o să le mai facem câte un anunț. Din când în când, uite cum am făcut acum la dumneavoastră în film. Și să ne vedem cu bine. Doamne ajută. Și să ne strângem energiile pentru pozitive, pentru chestii frumoase. Da. Domnul Radu, să aveți succes. Și fain. Mă bucur că v-am întâlnit și ce am apreciat la dumneavoastră că tot timpul sunteți cu zâmbetul pe buze. Păi da, nu? Da. Mai ales acum când s-a pus calul jos.